Hai, salutare, dragii mei abonați, și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră Digite. Asta în Andreas Multiplayer. Bă, fraților, de această dată suntem pe serverul Crowland RPG. Și, bă, sincer, am zis să vă anunț și pe voi pentru că n-a meritat, să știți, mai ales de la început acum. Astăzi am fost contactat de către Era și Alberto, cum că dacă doresc să fac parte din stafful Crowland RPG ca și helper. Vă dați seama că am acceptat din prima și na, o să fiu helper la deschidere. Eu o să încerc să-mi fac treaba cât mai bine, adică și să fiu cât mai activ se poate, deoarece nu vreau să-mi bat joc de această șansă, de această funcție pe care mi-o oferă ei. Momentan sunt pe beta, bine beta, adică în perioada beta serverul, pe 25 va avea loc marea deschidere, pe data de 19 parcă înțelesei că ar mai face un test la server, iar după gata, pe 25 o să se deschidă. Bă, sincer, abia aștept să se deschidă, vreau să văd 1000 din 1000 la deschidere și eu zic că o să se strângă 1000 din 1000, pentru că n-ai un server... E un server super ok. Mulți vor zice, bă frate, că na, tu nu o să fii inactiv cum ai fost și pe Bihud. Bă frate, pe Bihud am fost scos din mai multe, bine, din mai multe. Am fost scos într-adevăr pe inactivitate, însă am avut și eu anumite probleme, vă dați și voi seama. N-am știut că o să am acele probleme și nu o să pot să activez pe server. Și automat nu am făcut cerere de inactivitate. Însă aici vă promit eu că mai ales acum că e și deschiderea și toate astea o să fiu foarte, foarte activ. Am și spus, o să încerc să fiu cel puțin 20 de ore pe săptămână activ, mai ales acum cu deschiderea. Și na, o să... Eu zic că o să mă descurc, adică m-am mai descurcat ca și helper niciodată sau... Bă, da, am avut un singur AV la helper. Iar ăla e cam greșit, nu știu ce, nu mi-aduc aminte. Oricum nu era ceva semnificativ. Mi se pare... A, da, mă. Am dat pe NRE în loc de NR. Era un mesaj cu caps lock în el și eu am dat pe NRE. Adică pe chatul în care apare la toți jucătorii N-ul respectiv și na. Ia să vă sunt admin online. E Alberto, da, Alberto e AFK, că încă vorbește cu cei care vor primi helper la deschidere, că na, acum se aleg. Din câte am văzut, ne-au băgat într-un grup ceva de genul staff temporar și de acolo ne trăgea pe rând pe chat și, și vorbea cu noi. Era RPG, bine, vorbeau că erau și Alberto și Hyper. Deci, na. Bă, fraților, și cam atât a fost cu acest episod. Nu vreau să-l lungesc prea mult, fiindcă, na, nu are rost să vă plictisesc, sincer. Eu am zis să fac așa un videoclip, să știți de pe acum. Eu am fost Marga și vă urez numai bine. Succes tuturor!